Bună dimineața, suntem la cea de-a doua emisiune în cadrul concursului Fito Vedeta noastră. Alături de mine este Cătălina. Bună dimineața, Cătălina! Bună dimineața! De unde știi de concursul nostru? De pe pagina de Facebook a Cristinei, salonului Master. Și ce schimbare ai dori să-ți faci? Deși am părul lung, aș dori să-mi deschid puțin vârfurile, însă nu vreau să-mi distrug părul meu, așa că o să apelez la niște extensii cu sute și o să am vârfurile puțin mai deschise și puțin volum. Eu zic să intrăm și apoi să vedem schimbarea. Da.
ce ai făcut, Cătăline? Am adăugat mai mult volum și i-am făcut vârfuri colorate. Dar am văzut ceva neobișnuit. Erai cu un ac în mână. Da. Pentru ce era? I-am aplicat extensii cu sute, deoarece Cătălina are părul lung și lipsea doar volumul. Am preferat să-i aplic extensii cărora i-am decolorat vârfurile ca să nu îi deteriorez părul ei. În momentul în care se va plictisi, își va da extensiile jos și părul ei va fi sănătos. Și la spălare e la fel, nu? Bineînțeles, se va putea spăla singur acasă, doar cu câteva recomandări din partea mea. Tu ce părere ai, Cătălina? Consider că este exact cum mi-am dorit. Îți place? Da, foarte mult.